Încă o noapte de haos în Libia, mii de oameni au ieșit pe străzi în mai multe orașe, protestatarii au incendiat mai multe clădiri guvernamentale, iar soldații au deschis din nou focul. Imagini dramatice filmate de oamenii aflați la fața locului au fost postate pe internet. În paralel, președintele Muammar Gaddafi a apărut la canalul național de televiziune ca să dezmintă zvonurile care susțineau că ar fi părăsit țara. În orașul Tobruk, manifestanții au incendiat mai multe secții de poliție. Pe străzile localității domnește un haos total, ca de altfel în mai multe orașe ale țării. În capitala Tripoli, soldații au deschis din nou focul asupra civililor, dar tot n-au reușit să înnăbușe protestele. Allahu Akbar! Allahu Akbar, ya Hawani! Martorii spun că avioanele militare au tras din aer asupra mulțimii. Nimeni nu știe deocamdată câți oameni și-au pierdut viața, dar jurnaliștii vorbesc despre 400 de morți. Oficialii de la București sfătuiesc pe românii care se află în Libia să părăsească țara de urgență. Au fost înregistrate 450 de cereri de asistență consulară și informații din partea cetățenilor români care se află pe plan local. Dintre acestea, 100 au fost solicitări de informații privind modalitatea de părăsire a zonei. Președintele Muammar Gaddafi a apărut la postul național de televiziune pentru a demonstra populației că nu a fugit din țară. Asta după ce un oficial britanic anunțase că liderul libian ar fi plecat în Venezuela. Colonelul ar fi trebuit să țină un discurs în fața națiunii, dar în cele din urmă s-a mulțumit doar să apară în fața camerelor de luat vederi alături de susținătorii lui din Tripoli.